E șocul. E șocul, cred că, la toată lumea. Te gândești la cei apropiați, nu te gândești la tine. Da? Te gândești la cei apropiați. Cred că eu m-am gândit la tatăl meu, de exemplu. A fost primul meu gând cum va fi, pentru că mama mea a murit de cancer, eu aveam 15 ani, cum să-i dau vestea. Deci pentru mine ăsta a fost primul gând, cum să-i dau vestea. Și a fost și cel mai greu moment din toată perioada asta. Cum să mă duc acasă să-i spun, știi, am și eu cancer. Și asta cred că se gândește fiecare, cei cu care am mai discutat. Te gândești la copii, dacă ești mamă, te gândești la părinți, te gândești la cei apropiați. Ce o să facă? Nu stai să te gândești la tine. Pe bune, mi se pare foarte ciudat, îți spun sincer, pentru că eu cred că fiecare dintre noi are un ego, are o poftă de a trăi, cumva se gândește de ce mi se întâmplă mie lucrul acesta, eu nu vreau să mor, că toată lumea se gândește, asociază cancerul cu moartea, și ai poate furia asta în tine, că de ce ți se întâmplă ție și că nu vrei să ajungi tu să treci prin astfel de momente. Adică eu nu știu dacă m-aș gândi la ceilalți. Nu m-am înfuriat. Nu te-ai furia, nu? N-am fost Wow! furioasă deloc pe perioada tratamentului. Nu mergeam supărată la chimioterapie. Nu eram niciodată tristă când intram acolo. La fel, probabil multe lucruri sună ciudat, dar spun de ce. În momentul în care intram la chimioterapie, dădeam ochi în ochi cu zeci, sute de paciente, pentru că era perioada pandemiei, era o nebunie în spitale. Și când vedeam femeile venite din toate colțurile țării, pentru că m-am tratat la Institutul Oncologic din Cluj, unde veneau din toate părțile. Și veneau bătrânele, veneau femei amărâte, veneau cu trenul, cum puteau. Și aveau dorința să se facă bine. Și îmi spuneam, păi eu sunt la 2 km de spital. Vin și mă tratez, am șansa asta, nu puteam să fiu supărată. Plus că de fiecare dată când primeam rezultate, eram bine. Adică primeam tot timpul CT-ul a ieșit bine. Și ăla a fost momentul în care eu n-am mai fost supărată. Adică nu mi-am mai pus întrebarea de ce. Când am primit șansa să mă vindec, pentru că am avut stadiul 3, destul de avansat, dar am avut și șansa de vindecare, adică știam că mă pot vindeca. Sigur, dacă îmi spunea că am metastaze sau așa, probabil era mai greu și nu aveam puterea să spun. Dar așa a fost momentul în care am zis, gata, mă fac bine. Și m-am proiectat tot timpul că mă voi face bine. Mă gândeam, o să mă fac bine. E o etapă și trebuie să mă fac bine. Deci crezi că ăsta ar fi unul dintre, nu secrete, dar cumva puterea asta interioară și mentalul, faptul că tu ți-ai autoalimentat gândurile de învingător, de Contează. supraviețuitor, de bine, că da, o să-mi fie bine, faptul că ai mers la sigur cu ideea aceasta, poate fi, de exemplu, un sfat pe care l-ai oferi celor care se uită acum la noi și poate trec și ele prin perioada aceasta și sunt dărâmate, sunt cu psihicul la pământ. Contează enorm de mult. Psihicul contează și asta arată și studiile, nu trebuie să spun doar eu. Foarte, foarte mult a contat. Și credința. Eu eram o persoană credincioasă, dar l-am descoperit pe Dumnezeu altfel, mult mai apropiat și îl vedeam în fiecare lucru care mi se întâmplă. Când venea medicul, PET-CT-ul a ieșit bine, CT-ul a ieșit bine, analizele nu mi erau atât de rău, adică sigur, na, nu e greu să treci prin chimioterapie pentru că sunt fel de fel de reacții, dar mi-a dat Dumnezeu putere și îi mulțumeam în fiecare moment. Și acum nu vreau să pierd conexiunea asta. Deci aș face orice să o păstrez, să păstrez liniștea asta pe care mi-a dat-o.